canal de Dumnezeu, nu clicați canal, adunem cu aici pe mobile și după cum vedeți, băieți, faza e că, da. Înainte să vă pun în, să vă pun în treabă cu episodul și ce vom face azi, vreau să vă mulțumesc enorm tuturor pentru că am reușit să facem 900 de abonați. Ca să vă explic care e faza, am pus așa un clipul cu live, lângă mă scrie dacă vreți să-l vedeți. Și după aia mai postez un short așa și mă trezesc cu 900 de abonați. Forță, băieți! Mai postez câteva shorturi și în 3 zile, mă rog, acum e dimineața, 930 de abonați. Deci am crescut cu 30 de abonați, băieți. Vă mulțumesc enorm pentru chestia asta. Haideți acolo să facem și 1000 de abonați. A, da, și cât o vine vorba de 1000 de abonați, mergi pe butonul de like și de subscribe și un clopoțel ca să primiți și notificări la clipuri. Și haideți să luăm aici la fel că am început. Ok. A, da, și că tot, da, și că tot avem donuți. Haideți să deschidem un pachet de la UCL pe 12. Pentru că de ce să nu încercăm? Și da, încă da, am deschis prima dată, nu era pe filmare. Am zis că aici un pachet de la UCL pe 11 și faza e că na, mi-a picat. Ce mi-a picat pe mine, nu mai știu. Da, Ruben Diaz ăsta, 90 la minut. Haideți să-i dăm, îi dăm, băieți? Hai că-i dăm. Nimic. Ba da, ei, băieți, ți-a sens. Italia, că mă... A, Verratti, Verratti, de 108. Sunt crezut că-ți valorează 1 milioane, bă, merg și ăsta, bag la vânzare. Ruben Diaz valora 49 de milioane. Lovren o strească neapărat schimbat. Și Hernandez la zminde că e scump rău. Dar nu știu pe ce să zic. Să vombezi pe Hernandez? Voi decideți. Să-l vând? Hai că-l vând. Îl vând? Nu, deci, nu, deci dacă n-a apăsat chiar acum pe butonul de like, eu nu-l vând. Deci vreau să-l pun pe Teo Hernandez. Eu să am mai am banul, bă, stați vă liniștiți. Cred. Ia, stați un pic ca să căutăm LB, să vedem dacă-l vine. Position LB. Hai să vedem, da, ce LB mai sunt. Tot ăsta zice, aș vrea, vă dați seama. Da, n-ai ce. Decât să dăm un exchange ceva, dar n-avem cu cine. Că na, s-au scos și exchange-urile alea de 111, 112. Da, băi, nu-l vindem. Nu-l vindem, nu se merită. Că n-avem ce lupă să luăm. Două secunde, băieți. Băi, cred că l-aș vinde și l-aș lua pe Hakimi, deși, stați un pic, 63 plus 86 ar veni, stați un pic să fac un calcul, de 6, cât era? Da, 63 plus 86, 100, 149 de milioane. Bun, minus 46, bun, cât, deci 149 minus 76,
Da, băi, nu se merită. Da, nu se merită. Bun, ca să mi-o funda și... Toana, după aia toana am fundat și bun. Vreau, băieți, să îmi recomandați o metodă cum să strâng bani. Știu, o să ziceți, băi, ești ultimul nesătul ca și ești 3 de milioane. Dar n-ai efectiv ce să-i dă banii ăștia. Mie îmi trebuie 110 plus. Și eu am bani numai de... Adică, na, uite, de exemplu, cum zice, dacă vând jucători, o să am bani. Dar na, sunt și jucători importanți pentru mine. Nu știu, băieți, voi decideți. Voi decideți. Eu am fost mereu în probleme cu Lepecu. Bine, nu ca aș fi acum. Adică acum nu sunt deloc. Dar aș vrea eu să-l vând așa. Acum sunt probleme cu Căbău. Și m-aș duce... Eventul mai ține 200 de gele. M-aș duce pe Lucio, băieți. Dar nu știu, scrieți în comentarii. Bun. Aici am jucat. Deci scrieți în comentarii. După ce să mă duc pe Lucio sau să merg în continuare până la Cafu. Eu am uitat să mai joc 2 zile. Mă rog, de jucat am jucat, dar n-am jucat la Hall of Legends. Și singura până e că, na, 21 cât trebuia să dureze în mod normal eventul, plus 2 egal cu 23, știți și voi. Și dacă mergem aici, expiră în 22 de zile. Așa că, na, în fine, gen, practic, 22 de zile, l-am făcut pe la... Cum să zic, de la 20 de zile. Nu, de la 23 de zile. Deci, practic, eu mă duc în continuare. Sau, băieți, mai o variantă. Să încerc eu să completez misiunile astea ca să fac 18 plus 2 zile pe care le-am lipsit. 20. Și 20 de zile o să mai am timp să mă iau pe cineva. Că na, eventual ținut, da... Sau ar mai fi o variantă să-l fac și pe ăsta, să încerc și fac, să-l fac și pe ăsta, care vine în 37, mai pe scurt în o zi și puțin, așa. Cred că o să încerc să le fac pe amândouă, pentru că vreau neapărat să, da, să le iau pe Cafu, pentru că naibii, nu am luat ăsta pentru că a fost să iau decât pe ăștia mici. Vreau să le iau neapărat pe Cafu. Pe Ronaldo Nazario. Și pe Lucio aș vrea să iau. În fine, ce facem în clipul de astăzi? Nu facem absolut nimic. Nu facem absolut nimic. Băi, chiar nu mai. Astăzi eu să vreau să jucăm la Division Rivals. Și 2 secunde să dau eu volumul ăsta. Că m-am, poate mi-e și copyright acum. Menu SFX, Team SFX, Player Calls. Așa. Menu Music. Bun, menu SFX o dăm. Player Calls. Bun. Comentarii. Cum am not downloaded? În fine, băieți, și eu o să mă joc și o să vă las cu meciul.
Păi, haideți că eu zic că e suficient, am făcut egalitate odată și două win-uri, practic am jucat trei meciuri. Vedeți aici am 461 de fund. Jocul mă fură, mai devreme aveam 462. Ok, poate doar sunt eu orb sau ceva. Băieți, cam asta a fost și acest episod. Nu uitați să dați un like, subscribe și ne revedem și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa.